citesc din uh, întâi epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 12, vom citi de la versetul 28 și apoi intrăm și în capitolul 13. Cu majoritatea dintre uh, dumneavoastră știți, Pavel nu a scris cu capitole, nici măcar cu virgulă. Uh, 12 și 13 merg uh, împreună și pentru a le înțelege uh, așa cum trebuie, Trebuie să le citim împreună. Și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostole, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cărmuirilor și vorbirii în felurite limbi. Oare toți sunt apostoli? Toți sunt proroci? Toți sunt învățători? Toți sunt făcători de minuni? Toți au darul tămăduirilor? Toți vorbesc în alte limbi? Toți tălmăcesc? Umblați dar după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste. Sunt o aramă sunătoare și un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să muți și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea este îndelung rădătoare, plină de bunătate, dragostea nu pismuiește, Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, sufere totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit. Căci cunoaștem în parte și prorocim în parte, dar când va veni ce este de săvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam cu un copil, simțeam cu un copil, gândeam cu un copil, când m-am făcut o mare, am lepădat ce este copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște de plin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Acum, dar, rămân acestea trei. Credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este, spuneți voi. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Am, am auzit atâtea predici de aici, că unii vă pregăteați de nuntă, nu? Atâta s-a predicat la anunții din uh, capitolul acesta și pe undeva mi-e ciudă că Cumva capitolul ăsta a fost arestat așa pentru anumite evenimente ce țin de familie și de căsătorie și de dragostea celor doi. Uh, pentru cei care au studiat uh, mai îndeaproape întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni, noi am făcut lucrul ăsta în biserică și am luat verset cu verset, un lucru foarte pregnant în epistola aceasta este dorința apostolului Pavel ca oamenii din Corint, frații din Biserica din Corint, să înțeleagă cu adevărat care este rânduiala lui Dumnezeu în comunitate, care sunt prioritățile lui Dumnezeu în Biserică, care este dorința lui Dumnezeu și porunca lui Dumnezeu pentru fiecare biserică. Mulți ne raportăm la Biserica din secolul I, biserica primară, cum îi spunem noi, ca biserica perfectă. Am auzit multe predici, oamenii spun că am trebui să fim ca în biserica primară. Eu zic, Domnul să ne păzească. Pentru că în Corint erau niște probleme absolut incredibile. Oamenii veneau la cine și plecau bez de acolo. Erau oameni care trăiau și știau pe alții din comunitate care trăiau cu preotesele de la templu. Nu mai vorbim de cel care trăia cu maică sa. În biserica primară, dincolo de prezența extraordinară a apostolilor care au umblat cu Domnul Isus, era o mulțime de oameni cu o creștere mică spirituală, oameni abia întorși din păgânism, Oameni care nu știau să deosebească bine stânga de dreapta și slavă Domnului că a fost așa, fiindcă Apostolul Pavel a trebuit să repare anumite lucruri și să, ne scrie, să le scrie lor și implicit nouă niște lucruri um, foarte importante pentru credința noastră. De aceea am citit aceste două pasaje care sunt legate, pentru ca să înțelegem că de fapt Apostolul Pavel își dorește foarte mult aici, să-i facă conștienți pe cei din Corint că niciodată carismele nu trebuie să o ia înaintea dragostei. Suntem pedicostali și credem în manifestarea darurilor Duhului Sfânt, dar am citit mai devreme și ar trebui să citim poate de două ori, că nu toți vorbesc, nu toți prorocesc, nu toți sunt învățători. Cu alte cuvinte, ce spune Pavel aici este că Dumnezeu este Cel care dă și el, în înțelepciunea lui, știe cui dă. Pavel spune să vă doriți, să vă doriți roada Duhului, să, să, să umblați după darurile cele mai bune, dar totuși înțelegeți că Dumnezeu este Cel care dă. Dar niciodată, atenție mare, carismele, darurile, adică carismele înseamnă darurile Duhului Sfânt, niciodată carismele nu trebuie să fie un scop în sine. Adică nu trebuie să-mi doresc un anumit dar pe care îl, îl, îl consider eu important, că o fi predicator, că o fi proroc, că o fi orice o fi. Nu trebuie să mi îl doresc doar pentru, uh, pentru a-l avea și a fi important prin darul respectiv. Ci trebuie să înțeleg că fiecare dar pe care îl dă Dumnezeu, îl dă nu pentru beneficiul personal, ci pentru slujirea celorlalți. Și ceea ce spune Pavel aici este că, oameni buni, dacă credeți că Dumnezeu dă daruri, e bine, e biblic, că așa este, dar atenție mare ca nu cumva darurile să devină un scop în sine. Și să uitați, de fapt, ceea ce Dumnezeu a intenționat pentru Biserica Lui și anume, în Biserică trebuie să primeze relațiile sfinte. Și relațiile sfinte sunt relațiile care îl glorifică pe Dumnezeu pentru că ele se bazează întotdeauna pe, spuneți voi, pe dragoste. Cineva este atent, mulțumesc. Astăzi ne uităm cu, cu bucurie și cu satisfacție la ceea ce a făcut Dumnezeu în viața noastră. Putem să spunem, până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Mă gândeam acolo jos, cu 20 iulie 2023, nu ne mai întâlnim niciodată. O zi extrem de călduroasă. Unii poate ați a primit vești bune, alții poate... Pentru unii poate a fost neutru. Vremea are, are tendința să se strecoare foarte repede prin viața noastră, dar când stăm înaintea Sfințeniei Lui Dumnezeu, trebuie să realizăm că trecerea timpului vorbește tot despre măreția Lui faptul că suntem trecători trebuie să-l facă pe el în viața noastră să, 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 strălucească, să strălucească mai tare. Dar să nu uităm: ca noi să fim în seara asta aici, cineva a trebuit să plătească. Ca noi să ne bucurăm de părtășie și să stăm în prezența sfinților, asta e tot de la Apostolul Pavel, cineva a trebuit să sufere pentru noi. Numele lui este Isus. Nu știu pentru ce ai venit în seara asta de aici. Dar eu am venit să mă întâlnesc cu Isus. Asta e exact ce spunea fratele mai devreme. Și mi-a plăcut enorm pentru că eu sunt în același gând cu, cu frații uh, care au fost acolo la filială uh, John Ashcroft și cu celălalt. Am vrut să merg și eu să fac, dar nu m-am mai dus că am fost cu biserica la, la Corturi. Noi o dată, o duminică pe an, mergem cu toată biserica la corturi și acolo facem slujba, uh, o sărbătoare frumoasă. Uh, și am zis, dar trag o fugă până la filială ca să-mi fac o poză cu John Ashcroft. Și am zis, aia nu-i bun, nu-i de la domnul asta mă duc cu biserica. No. Pentru că eu l-am respectat foarte mult și când era în... Uh, uh, în timpul guvernării Boș, eu l-am respectat și am știut că este un creștin practicant și m-am bucurat că vine în Moldova noastră nenorocită. Și ceea ce vreau să spun este că îmi place foarte mult și este în ceea ce cred și eu faptul că rămânem pe cărarea lui Dumnezeu se datorează experimentării prezenței lui Dumnezeu. Dacă nu ți-ai făcut obiceiul ăsta, ascultă-mă bine n-ai cunoscut ceea ce trebuia să cunoști. Știți când s-a întâlnit Petru cu prezența lui Dumnezeu? Când Petru s-a întâlnit cu adevărat și a experimentat prezența, s-a bălbăit, n-a mai putut să gândească rațional și a vrut să construiască ceva. Cred că ăsta e defaultul românului. Românul cu nu mai știe ce să facă, trebuie să construiască, nu? Hai să facem trei corturi. Pe muntele transformării. Aia a fost experimentarea prezenței. Și a zis de aici, nu mai vreau să plec. Odată ce ai experimentat prezența, nu mai vrei să pleci de acolo. Și asta îmi doresc pentru copiii voștri, pentru nepoții voștri. Religia, ascultați-mă bine, religia ulterior se învechește și rămâne numai tradiția. Prezența este singura care înnoiește. Prezența, cum spuneam, duminică este singura care lupe lanțurile, care vindecă oameni și fizic, și emoțional, și spiritual. Binecuvântat să fie Domnul. Așa că totul este aici despre Isus. Așa este? Totul este despre Isus și gândul nostru, spunea tot Pavel, trebuie să fie gândul lui. E foarte interesant că Apostolul nostru nu spune voi. Să mergeți la un, anumit, la un anumit rabin sau să mergeți la o anumită școală. Să... El spune, voi trebuie să aveți gândul care îl avea Hristos. De ce? Pentru că gândul lui Hristos înseamnă că intenția Lui este intenția noastră. Dorința Lui este dorința noastră. Și zice El să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. Care este El? El măcar că. A avea chipul lui Dumnezeu, magodei, pe care noi l-am pierdut în grădină, corect? Totuși, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie de o potrivă cu Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu s-a mulțumit cu status vou. Nu a fost uh, mulțumit să fie doar el ce a vrut să ne ia și pe noi. Ce a spus cineva trebuie să meargă. Liniștea aia care s-a făcut în cer, el a spus, hmm trebuie să mă duc eu. Cu toate că era de cu Dumnezeu, ce a făcut? Care este acțiunea pe care a făcut-o Hristos? S-a dezbrăcat. Ce înseamnă că s-a dezbrăcat și a luat de rob? Ce înseamnă că s-a dezbrăcat? Mantia cu care era îmbrăcat împăratul era simbolul autorității. Era haină aceea de hermină, albă, de obicei sacojie roșie, cu care erau întronați regii, cu care intrau regii în sala tronului, care însemna autoritatea suveranului. El spune că, deși avea o haină de slavă, o haină pe care o vedem și în Apocalipsa, pe care scria un numele lui, da? deși avea o haină de slavă și era dreptul lui să o aibă, el s-a dezbrăcat de haina respectivă. Și ce a făcut? s-a îmbrăcat cu corpul nostru. A luat un chip de rob făcându-se asemenea oamenilor. Diferența dintre Dumnezeu și om e clară. Dumnezeu este suveran, stăpân, omul este, omul neregenerat este rob. La înfățișare a fost găsit ca un om. Am vorbit despre asta duminică, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea, Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume. Pentru ca numele lui Isus să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Isus Hristos este. Că Isus Hristos este Domnul. Dacă el este domn, înseamnă că el poruncește. Asta face domnul. Curios în greacă înseamnă Lord, înseamnă stăpân. Noi românii le avem cu domnul Ionescu, cu domnul Popescu și cu asta cu domnul ne că am scăpat în cultura română exact ce înseamnă. În King James este Lord. Stăpân. Curios înseamnă în limbajul în care s-a scris Biblia, stăpân pe viață și pe moarte. Autoritar suprem, suveran. Dacă toți mărturisesc sau vor mărturisi, cei care mărturisesc acum pe pământ, sunt copiii lui. Că Iisus Hristos este Domnul. Dacă toți mărturisesc sau vor mărturisi că El este Domn, înseamnă că El poruncește oameni buni. Adică ceea ce spune El trebuie împlinit. Neapărat. Pentru că niciun domn nu roagă. Auziți? Ce poruncește Dumnezeu? Să mergem la biserică? Ce poruncește Dumnezeu omenirii? Să se pucăiască. Thank you very much. Pentru că este domn și El poruncește. Pocăință. Pocăință. Așa că dacă Isus este domn, și noi am spus treaba asta, înseamnă că el are o poruncă. Și eu vă întreb asta. Astăzi, ce poruncă are Domnul Isus? Ce poruncă a lăsat Domnul Isus ucenicilor lui înainte de a se înălța la cer? Mergeți și faceți ucenici. Votezându-i, învățându-i și eu voi fi cu voi până la... A? Dacă el a poruncit asta robilor săi, care suntem noi, ce ar trebui să facem noi? Pentru că mi se pare că mulți în creștinismul modern și-au pierdut busola. Au început să caute zeciuielile din mentă, zeciuel, adică lucrurile neimportante, cum spun americanii, majoring in minors, și le-au lăsat pe astea, cum ar fi porunca stăpânului, neîmplinite. Ascultați-mă puțin ne rugăm pentru evangelizare. V-am auzit acum eu că voi vă rugați pentru evangelizare. Am auzit. Doamne, dă mântuire. Doamne, întoarce-l pe sora, pe fratele. Doamne, ne rugăm pentru evangelizare. Ne rugăm. Ne dorim evangelizarea. Discutăm despre ea. Dar de făcut, facem mai nimic. Suntem gata să mergem până la marginile Pământului, să ducem Evanghelia foarte departe de casa noastră, de biserica noastră, și ne este imposibil să ne schimbăm mentalitatea și felul nostru de a fi aici unde contează cu adevărat. Pentru că Isus Hristos a spus ucenicilor să înceapă din Ierusalim din casa lor. Evangelizarea începe din casa noastră. De la copiii noștri, de la vecinii noștri, de la fratele cu care stau duminica și dau mâna cu el. De acolo începe. De acolo începe evangelizarea. Oameni buni, pot să stau aici să vă spun lucruri frumoase pot, mă duce, atâta pot și eu să vă spun niște lucruri frumoase și să plecați de aici spunând, wow, n-am mai auzit de alea. Și să credeți că a fost un lucru extraordinar. Dar eu vă spun, singurul lucru de care avem nevoie, ca de aer, este adevărul lui Dumnezeu care ne dă lumină, adevărul lui Dumnezeu care ne îndreaptă, adevărul lui Dumnezeu care ne mai și mustră câteodată. De asta avem nevoie ca de aer. Vedeți, el n-a venit pe pământ să facă niște oameni puțin mai buni. Sunt mulți dintre noi care sunt o versiune puțin mai bună decât au fost la început. Asta nu îl onorează pe Dumnezeu. Dumnezeu a venit să facă oameni noi, nu oameni puțin mai buni. Asta îi spunea lui Nicodim. Îi spunea cu toată înțelepciunea, cu toată cartea, cu toată clasa ta, cu, cu tot ce ești tu. Dacă nu te naști din nou, tot în iad ajungi. Dacă vrei să ajungi în împărăția tatălui, trebuie să te naști din nou. Trebuie să devii o versiune nouă. Când Iisus se uită în seara aceasta peste biserică, El nu ne vede prin ochelarii denominaționali, nu ne vede prin ochelarii cultici sau orice alte delimitări avem noi în mintea noastră religioasă. Ci El ne vede ca oameni noi sau ca oameni care au nevoie să fie noi. Oameni care au fost transformați sau oameni care sunt în procesul de transformare. Mă uit în seara asta peste voi și dau slavă Domnului că fiecare, cum spunea Dumnezeu, fiecare aveți o poveste, nu-i așa? Nu știu dacă v-ați gândit de duminică, dacă o puteți spune în trei minute. Dacă nu mai lucrați, e foarte important să ne spunem povestea în trei minute. Și povestea asta să-l aibă în centru pe Isus. Am fost mort, dar acum sunt viu. Am fost orb, dar acum văd cu adevărat. Binecuvântat să fie Domnul. Duminică am vorbit despre viziunea pe care Dumnezeu o are pentru biserica locală. În prima parte, am vorbit despre cum se administrează influența. Și am înțeles că nu suntem aici pentru a ne închide, pentru a face un club, ci suntem aici pentru a lumina în afară. Suntem aici pentru a arăta lumii influența adevărată, reală, puternică, spirituală pe care a avut-o Isus Hristos în viața noastră. Oamenii când aprind o lumină, nu o ascund. Asta spune Hristos. Dacă tu ai fost cu adevărat născut din nou, dacă cu adevărat Dumnezeu a lucrat în viața ta, ceilalți oameni trebuie să vadă lucrurile ăsta. Cea mai mare bucurie pentru mine, la noi se pocăiesc foarte mulți din lume, ne-a așezat Dumnezeu așa strategic în mijlocul Iașului și sunt foarte mulți din lume care se întorc și ăștia din lume, foarte interesant, au o fervoare evanghelistică cum nu vă puteți imagina. Noi suntem niște mici copii pe lângă ei. Noi suntem niște fosilizați. Am spus noi că și eu sunt de acolo. Sunt a treia generație de pentecostale. Dar ăștia care vin în lume, ăștia care au fost salvați, ăștia nu pot să tacă din gură. Și la fiecare botez, la fiecare sărbătoare a prietenilor, noi facem multe sărbători să aducem prieteni în Casa Domnului. Când vorbesc cu colegi, foștilor colegi, ăia cu care mergeau la baruri, la cluburi, ăia care făceau toate prostiile, ăștia îmi spun, nu știu ce s-a întâmplat cu ăștia, domne? Ei spălat pe creier? zic, eu aș vrea să avem așa un burete. Aș vrea. Că i-a spălat pe toți pe stradă. Îi cu jetul ca la mașini, îi spăl pe toți. Aș vrea să am o chimicală de să-i spăl pe creier dar nu, 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 nu. Asta este Harul lui Dumnezeu, Duhului Cel Sfânt, care i-a transformat. Zice, dar nu-i mai recunosc. Zice, s-au schimbat și la față, au altă față. Fața le strălucește, zic că, ha, ești aproape. Vezi gloria lui Dumnezeu. Și să știți, când stai aproape de unul de ăsta, care s-a întors la Domnul și arde pentru el, începi să te încălzești și tu. Mi-a adus ieri o valiză din garaj, unchiul Și când am pus mâna pe ea, radia toată, știți ce e în garaj acum. Bine, ăștia care veți aer condiționat în garaje, Domnul să vă binecuvinteze. Noi ăștia la n avem Radia valiza. Cred că făceam un ochi cu toată căldura aia. Și mi-am să aminte de ăștia care s-au întors la Domnul. Îmi place să stau lângă ei că radiază de căldură. Păi ăștia nu trebuie să-i convingi să faci seminarii despre evangelizare. Să stai o seară să vorbești o oră despre evanghelizare. Nu, nu, nu. Ei, 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 ei din, din natura lor, vor să aducă și pe alții. Spun, dacă eu am fost mântuit, să nu fie mântuit fratele meu, sora mea, tatăl meu, mama mea? Nu, nu, nu. Așa că ce trebuie să înțelegem este că dacă Dumnezeu ne-a mântuit, ne-a mântuit să aducem și pe alții. Și duminică am vorbit despre sfera individuală a fiecăruia de influență. Avem o sferă de influență. Indiferent pe ce munte ești așezat, unde te-a lăsat Dumnezeu, acolo, în sfera ta de influență, trebuie să faci o diferență. Pentru că nimeni de pe globul ăsta nu are ADN-ul pe care îl ai tu. Nu are cunoștințele pe care le ai tu. Nu are legăturile pe care le ai tu. Eu nu pot să ajung în cercul tău, tu nu poți să ajungi în cercul meu. Suntem așezați strategici ca, ni ca niște pioni pe o tablă de șah. Și Dumnezeu ne mută în stânga, în dreapta, nu e așa? cu cât îmbătrânești, îți dai seama că nu atârnești de cine vrea, nici de ăla care aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Amin? Și astăzi, în continuare, vreau să vorbim despre care este calea cea mai bună de a se face lucrarea asta. Știu, s-au scris multe, multe cărți, se țin seminarii și eu mă duc săptămâna viitoare la un seminar despre, despre evangelizare în, în Birmingham, în Alabama, la Church of the Highlands, Uh, da. Ceea ce trebuie să înțelegem este că zilele sunt foarte aproape. Știu, s-a spus mult despre asta, ca și pe timpul lui Petru, și cumva pierdem din vedere cât de strâmtorat suntem, cât de aproape sunt zilele. Uh, ceea ce a spus Domnul că se va întâmpla în zilele de urmă, se întâmplă sub ochii noștri. Pandemie, război cu tremure, cataclisme, atacul furibund asupra instituției familiei, lupta pentru inocența copiilor noștri care se dă și în Europa, și în Statele Unite. Și semnul poate cel mai mare, răcirea dragostei celor mai mulți. Asta e cel mai mare semn. Suntem în ultimul ceas. Și în ultimul ceas știi ce, știi ce face copilul lui Dumnezeu? Conștientizează și aplică Slujba împăcării. Pavel spune: Noi avem slujba împăcării. Asta spune Pavel. Nimeni în lumea asta nu are slujba pe care o avem noi. Slujba împăcării înseamnă că Lord, curios, Domnul, ne-a încredințat nouă un job, fiecăruia dintre mântuiți. Și spune: Voi aveți slujba împăcării. Pentru că Dumnezeu nu ne-a trimis aici ca să câștigăm dueluri teologice pe Facebook. Ok? sau la telefoane. Nu ne-a trimis aici ca să avem răspunsuri la orice întrebare. Nu. Chemarea noastră este să facem ucenici. Să-i botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh și să-i învățăm să împlinească tot ce a poruncit Isus. Amin? Acum vreau să vă pun o întrebare. Dacă bisericile noastre ar fi judecate după marea trimitere câte dintre ele s-ar mai numi biserici Știți ce înseamnă biserică? Eclesia adunarea celor chemați din afară. Dacă ăsta ar fi criteriul de denominație, adică ești sau nu ești, împlinești sau nu împlinești, câte din bisericile pe care le știți voi, fiecare dintre voi, ar trece testul ăsta? al Marii Trimite. Câte? Nu spuneți mie, spuneți-vă dumneavoastră în inimă așa. Pentru că am zis mai devreme că noi avem mandatul. Da? Și să vă spun ceva. Multă vreme am crezut că speranța lumii este biserica locală. Și tu ai crezut la fel, nu? Nu, nu este altă speranță. Lumea nu are altă speranță decât biserica locală. Asta e singura speranță. E bine, vreau să vă spun că nu mai cred asta. Mi-am schimbat teologia complet cred că biserica locală trezită din amorțire în clocot este speranța lumii. Cealaltă este amorțirea lumii. Biserica care se trezește și înțelege că nu trebuie să merg până la marginile pământului dacă aici la mine e moartea în oală. Dacă aici la mine nu se împlinește ceea ce a spus Mântuitorul. Și când vorbesc asta, vorbesc cu mine în primul rând. Că noi avem tendința să ne uităm la cel de lângă noi. A, oh, da, știu, bine îi bine mai zice. Aia nu-i de la Domnul. De la Domnul îi, Doamne, eu trebuie să mă pocăiesc. Eu trebuie să înțeleg că asta e pentru mine. Mă bucură mult că în mijlocul dezastrelor și a, a nenorocirilor care ne înconjoară, cu care ne-am obișnuit, totuși Dumnezeu are treziri spirituale. Ce ne-am bucurat atunci când a fost trezirea de la Ashbury din Kentucky. nu e așa? Ne-am bucurat. Am dat slavă lui Dumnezeu studenții care au venit și au lăudat pe Domnul. Și foarte interesant că am observat cum mișcă Duhul pe tot pământul, pentru că noi am avut o trezire similară în același timp în Iași. Am avut multe botezuri cu Duhul Sfânt. Oameni care s-au pocăit. A fost și în Europa, cam în -i, ca o undă care a început să meargă pe tot pământul. Ce spunea lui Nicodim? Spunea, vântul bate? Nimeni nu poate să vină de unde, vine, de unde vine și unde se duce, pentru că vântul este hroah Duhului Dumnezeu care face ce vrea El pentru că este suveran. Binecuvântat să fie Domnul. Dumnezeu se mișcă intențional și cu putere acum în generația noastră. Nu mai spuneți că înainte a fost mai bine, că nu din înțelepciune spuneți asta. Asta spune Solomon. Nu spuneți că înainte era mai bine la biserică. Nu. Că ai rămas doar cu nostalgia și nu mai ai niciun fel de putere. Dumnezeu este același în veac, amin? Și nicio generație Dumnezeu nu rămâne fără mărturie. Ceea ce spune Solomon pentru noi este foarte șocant, zice în Ecleziastul nouă. Am mai văzut apoi sub soare că nu cei iuți aleargă. Că nu cei viteji câștigă războiul că nu cei înțelepți câștigă pâinea, puteți să spuneți Amina, este în America, da? Că eu am stat aici, știu, nu cei înțelepți câștigă, nu, nu, nu. Nici cei pricepuți bogăția, nici cei învățați bunăvoința, ci toate atârnă de ce? Vremuri și împrejurări. Și cine le are pe alea în mână? Dumnezeu. Cu alte cuvinte, momentum. -um, trezirile spirituale, sezoanele sunt hotărâte de Dumnezeu. Trezirile sunt inițiate de El, oameni buni. Sunt rare, dar ce bucurie experimentăm atunci când am fost prinși de valul ăsta frumos al lui Dumnezeu. Pavel spune în roman, ce spunea mai devreme, așadar nu, aleargă, așadar nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Ce vreau să vă spun este că sunt vremuri de har. Încă putem să ne vedem seara aici și să spunem ce vrem noi. Nu e nimeni acolo să ne asculte, să ne. Nu, na, suntem liberi și aici, în România. slăviți să fie Domnul. E vreme de har. Dar nu suntem la vreo voia întâmplării. Să nu ne mai plângem de milă. Asta e sportul românesc. Nu e ONA, sportul național, e plânsul de milă. Da. Și l-am importat și l-am adus cu noi aici. Ne plângem de milă. Da? Să dăm slavă Domnului pentru harul pe care îl avem și să ne înțelegem fiecare rolul pe care l a desemnat Dumnezeu. Spuneam data trecută că suntem aleși, fixați în timp și spațiu, avem un scop și un sens pe acest pământ. Și Pavel scria corintenilor despre misiune și despre diversitatea darurilor. Și termină el așa, umblați după darurile cele mai bune. Adică nu-i rău să-ți dorești să ai un dar. Umblați. Cum? La piață? La cum să umblu? Te rogi. Te rogi și crezi. Înflăcărezi ceea ce ți-a dat Dumnezeu. Ai o inimă care anticipează și Dumnezeu îți va da ce va crede El. Dar Pavel spune așa, totuși, în ceea ce privește starea spirituală a Bisericii și manifestarea carismelor, eu vreau să vă dau o scurtătură și să vă arăt o cale mai bună. Îmi place parafrazarea BVA-ului. Zice, vreau să vă prezint un drum cu mult mai bun. Care este aia? Cale este dragoste. Cale este dragoste. Știu că majoritatea de aici îți doresc darurile lui Dumnezeu, au darurile lui Dumnezeu, dar vreau să vă spun că darurile acestea sunt întotdeauna pentru lărgirea împărăției. Cred în minuni, am văzut vindecări cu ochii mei. m a rugat pentru oameni, am văzut cu ochii mei vindecări. Dar dacă mă uit în Scriptură, Hristos tot, toate minunile pe care le-a făcut, le-a făcut pentru înaintarea Evangheliei. Niciodată n-a făcut una ca să arate cine e el, ca să arate ce... Nu, întotdeauna tot ce a făcut, a făcut pentru lărgirea împărăției. Așa că astăzi vreau să vorbim despre calea cea mai bună. Cuvântul acolo este hiporbole, care de unde vine hiperbolă. Înseamnă excelentă, superioară, abundentă, dincolo de măsură. Și calea superioară este evident dragostea. Când e ultima oară când ai zis unui frate în biserică, te iubesc, frate? Noi românii suntem foarte, știu, scorțoși. Noi nu suntem ca americanii care toată ziua I love you, noi chiar ne iubim. Ne și vorbim de rău, dar asta e altă discuție. Dar Pavel spune, există o cale mai bună, calea este dragostea. Calea este dragostea. Vedeți, de obicei, bisericile au acest stil de iubire a păcătosului invers. Ascultați-mă bine. Ne place să-l luăm de-a gata și să-l iubim, dar așa, de așa de-a gata. Adică am făcut că la pachet frumos, nu? Aranjat. La noi în biserică am învățat să iubim pe oameni în într-o formă așa mai organizată, în grupurile mici, pentru că e greu să-ți demonstrezi dragostea când sunt sute de oameni într-o oră jumate, două ore, cinci minute la început, zece la sfârșit. Cred că, bazat pe modelul faptelor, faptelor apostolilor, cred că Dumnezeu ne-a așezat strategic și a așezat lideri în toată biserica, oameni influenți, care trebuie să păstorească, nu în sensul pe care îl înțelegem noi, ci să aibă grijă, asta e, de câteva familii, de câteva suflete. Pentru că, să vă spun ceva, noi nu putem să facem mai mult decât am fost desemnat să facem. Eu pot să rețin câteva sute de nume. Dar mi se întâmplă foarte des să-i știu fața, să-i știu familia, dar să nu știu numele. Și pentru păstor asta e destul de rău. Mă mărturisesc acum, să nu mă spuneți, da? Pentru că mintea mea este limitată. De asta cred că modelul faptelor era pe la case, pentru că nu aveau clădiri ca astea frumoase, cu aer condiționat, unde se întâlnea, să se întâlnească și să, să, să fie aici numai cei mai... Nu, nu, ei se întâlneau prin case. Asta este. Se întâlneau în casă și la casă se întreabă, ce mai faci? Cum o mai duci? Cum îți mai este soția, copilul, mai este bolnav? Și așa aveau grijă unii de ceilalți. Așa se iubeau ei. Așa își purtau de grijă unii celorlalți. Ce este important este să înțelegem ce spune Pavel aici. Cu dragostea care este o cale superioară. Primul lucru pe care trebuie să-l înțelegem, și am atins puțin și duminică despre asta, este adaugă valoare. Adaugă valoare omului de lângă tine. Mulți vor să me me meargă direct pe stradă, să predice cu megafonul, să facă evanghelizări pe stadioane, în timp ce respect toate lucrările astea. Realitatea din teren, ca unul care fac misiune de șapte ani de zile, realitatea din teren este că astea nu prea funcționează. Okay. Au trecut formații în timp de șapte ani prin târgul ieșilor și au cântat și au predicat și vreau să mă întrebați câți oameni s-au pocăit și au venit la mine la biserică în urma evangelizărilor lor. Răspunsul știți deja. Zero. Zero. Asta este realitatea. Vorbeam cu păstori din România cu care ne întâlnim să vedem, să ne rugăm și să vedem ce soluții găsim. Nu mai funcționează stilul ăsta de evenimente, da? Încă oamenii au totul aici. Vor să asculte o predică bună? Nu trebuie să meargă pe stadion, la casa de cultură, să-l audă sau nu știu la ce biserică? Îi iau pe cei mai buni aici. Foarte simplu. Vor să audă o cântare bună? Cele mai bune. Cu căști, surround sound, ești tu cu Domnul tău, prezența Domnului, nu-ți mai trebuie. Nu mai, nu mai funcționează, nu mai este eficient. Nu mai este eficient pentru societatea în care trăim noi. Și am văzut care este soluția și cheia. Cheia este ca fiecare din biserică să fie profund conștient, urgentat de Duhul Domnului, să lumineze și să aducă valoare celor de lângă ei. Ascultă-mă bine. Nu ai nici un drept să spui vecinului tău să schimbe viața atâta timp când nu l-ai ajutat niciodată cu nimic. Nu ai nici un drept să spui cuiva să se schimbe dacă nu l-ai ajutat când, când i-a fost mai greu. Oamenii vor asculta de tine atunci când tu adaugi valoare, când tu ajuți, îi ridici de acolo de unde sunt ascultă înainte să vorbești. Ți s-a spus treaba asta? Întreabă-l ce faci. care e viața ta? Ascultă, noi imediat avem tendința să sărim cu versete pe ei. Ascultă, dacă adaugi valoare oamenilor, capeți privilegiu să influențezi. Că tot vorbim de influencer, de influență. Da? Ca oamenilor să le pese de ce spui, trebuie să vadă că îți pasă de ei. Trebuie să vadă că îți pasă de ei. Da? Și adăugăm valoare pentru că noi, conform poruncii lui Hristos, construim o comunitate intențională. Foarte importante cuvintele astea. Comunitatea noastră trebuie să fie intențională, oameni buni. Și intenționalitatea ei nu are de-a face cu ceea ce suntem noi, credem că suntem noi, încercăm noi să dovedim, ce are de-a face cu Marea Trimitere. Noi venim aici, duminica, ca să ne mobilizăm, să ne întărim, să ne instruim, să ne ajutăm, să ieșim în afară în timpul săptămânii și să facem ucenici. Despre asta este vorba. Asta este modelul care funcționează de 2000 de ani. Nu trebuie să fii predicator ca să influențezi pe cei din jurul tău. Trebuie să faci un grup acolo unde ești hăruit. Vorbeam duminică despre sfera ta de influență. Oriunde mergi, orice faci tu, în domeniul unde tu ești meseriaș, unde ești bun, acolo trebuie să influențezi pe oameni. Pentru că am spus duminică, oamenii au tendința să asculte de cei care au reușit. Oamenii au tendința să, să se uite la cei care au succes într-un anumit domeniu și să ia aminte la ce spun ei. Orice om care s-a pocăit vreodată s-a pocăit fiindcă un om pe care îl respecta i-a predicat Evanghelia. Nimeni nu se pocăiește dacă un nimeni în drum îi spune de Hristos. Spune ca tine? Nu-mi trebuie. Ați auzit referenul ăsta de multe ori, nu? Decât la ăia la biserică, mai bine. De ce? Pentru că n-am avut un nume bun. Nu ne-am orientat pe ce trebuie cu adevărat. Sunt unii dintre noi care au avut experiențe negative cu evangelizarea asta, știu. Și eu și toți. Adică ori am vorbit, ori am ajutat și am folos de fraieri, ori am înțeles. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne oprim din a face treaba asta. Că ai avut o experiență negativă, nu? Sunt convins că majoritatea de aici au fost la frizer și le-a greșit frizerul freza, măcar o dată în viață, nu? Te-ai uitat în oglindă, ți-ai pus mâinile în cap, ai zis, da, ai milă, ce fac eu? Țin minte și acum, cred că aveam vreo 8-9 ani și l-a trimis pe unchii meu, taichiul ta meu, l-a trimis pe unchii meu să mă tundă. Și el a spus frizerul, nu știu, că a vrut el așa să râdă de mine, să mă tundă chiar. Și eu nu mi-am dat seama. Și mai m-am trezit, uh... radiam tot. Mamă, ce am plâns. Și am zis, Tata, nu mă mai tund în viața mea. Credeți că nu mă mai tuns? Dacă am avut o experiență negativă, sau dacă ai avut o experiență negativă, înseamnă că nu te mai tuns niciodată? Nu. Am reușit, am trecut peste hopul ăla. În evangelizarea noastră, în mărturia, am avut și hopuri. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne oprim din a face ceea ce ne spune Ceea ce ne spune uh, Hristos. Ceea ce instruim pe liderii noștri acolo este că tu trebuie să vorbești din toată discuția 30%. Noi avem tendința să vorbim 89,9%. Numai noi vorbim. Îi ducem în Ieremia, în Vechiul Testament, îi povestim de Adam, de Eva, mergem la daruri, la vorbirea în limbi, omul nu mai știe. E un ghiveci complet în capul lui. Zice că ne-am pierdut mințile, că, cum au zis și ea despre Pavel, lasă că mai încolo vorbim despre asta. Nu, tu trebuie să vorbești 30%. Să-i pui întotdeauna întrebări. Uitați-vă la Hristos, cum tace și întreabă, pentru că asta e metoda rabinică de a învăța prin întrebări. Cum îți merge? Ești bine? Ai pace în casă? Care, care este relația ta cu Dumnezeu? Crezi în Dumnezeu? Crezi că există o putere, o forță, un creator? Astea sunt întrebări importante în relația cu aproapele nostru. De asta, liderii noștri de grupuri mici se numesc facilitatori. Sunt cei care facilitează o conversație. Nu sunt cei mai buni teologi, nu sunt toți predicatori, dar sunt toți oamenii lui Dumnezeu călăuziți de Duhul Domnului care știu să pună întrebările corecte. De aceea este important să înțelegem ca să-ți câștigi dreptul de a influența, trebuie să adaugi întotdeauna valoare persoanei respective. În economia lui Dumnezeu, foarte interesant, când investești în ceilalți, îți crește ție valoare. Nu ne-am gândit la asta, pentru că tot ce am spus eu până acum necesită ce? Efort. Înseamnă să lăși din lucrurile tale, din pasiunile tale, din plăcerile tale și să urmărești o persoană Don't be a stalker, ok? Nu despre asta e vorba. Ci să urmărești o persoană cu rugăciune, cu post, cu întrebări importante, să o ajuți, ok? Și asta înseamnă că dai din timpul tău. Dar în clipa când te investești în alții, în economia lui Dumnezeu, îți crește ție valoare. Despre asta este vorba. Dacă te focusezi pe tine, atunci îți scade valoarea. Cum alegem calea cea mai bună? Dăm valoare oamenilor, construim intențional o comunitate. Înțelegem că oamenii din afară nu trebuie să i vedem neapărat ca pe niște păgâni de parte de Dumnezeu, ci trebuie să i vedem de, ca niște încă nu creștini. Încă nu creștini. It's just a matter of time. Ce trebuie să facem noi este să construim intențional această comunitate. Și pentru a reuși cu adevărat, atenție mare. Asta este secretul secreturilor, care, care a, a funcționat și funcționează. Împărtășiți luptele cu ei. Nu încercați să portretizați niște hiper-spirituali care se roagă și ca de foc din cer, ca au mai încercat înainte noastră să coboară foc din cer și Domnul i-a mustrat. Nu, nu. Tu nu ești acolo să rezolv problemele lor. Foarte important asta. Ce le spun la liderii mei este în felul următor. Nu încerca să salvezi pe nimeni, este un singur salvator. A murit pe cruce și acum e viu, în vecii vecilor. Tu nu poți să salvezi pe nimeni. Tu poți doar să-i faci cunoștință cu salvatorul. Ok? Să scăpăm de complexul ăsta de, de, salvator. Noi salvăm, noi rezolvăm. Nu, 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 nu. Eu știu pe unul care poate să te ajute. Numele lui este Isus. Împărtășește-ți luptele, fii adevărat, fii real, spune-i cu ce te confrunți tu, pentru că atunci îl vei inspira când va vedea credința ta. Andy Stanley spunea o chestie foarte interesantă. Spunea, ori uh, ai fost o catastrofă, uh, mes e cuvântul. Ori ai fost o catastrofă, ori ești o catastrofă, ori ești la un pas de a fi o catastrofă. Fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi. Da? Acum sunt ceva soții care s-au uitat la bărbații lor și le-au zis, știam eu, știam eu. Dar realitatea este asta. Toți avem nevoie de har, nu e așa? Toți avem nevoie de har. Fierul ascute fierul. O funie împletită în trei. Suntem oicas, cum spunea Duminică. S -s -s Suntem eclesia, comunitatea care vindecă. Noi ne vindecăm împreună. Dumnezeu este Cel care iartă. Amin? Dar vindecarea se face în comunitate. De asta biserica e așa de importantă. Noi ne vindecăm unii pe alții. Cei din anturajul nostru sunt cei care ne vindecă pe noi. Trebuie să iubim pe oameni așa cum îi iubește Dumnezeu. Asta este calea nespus mai bună, cum spunea, cum spunea Pavel. E, e foarte interesant că noi ne concentrăm foarte mult în comunitățile noastre și nu arăt pe nimeni cu degetul, arăt spre comunitatea mea și comunitățile noastre în general. Ne concentrăm nu pentru a iubi, ci ne concentrăm pe cine are dreptate. Aici, aici e problema noastră. Am citit mai devreme. Ce face dragostea? Dragostea acoperă. Dragostea nu măsoară. În comunitățile noastre ne concentrăm pe cine are dreptate. Domne, cine este cu teologia cea mai bună? Cine aplică cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu din toate bisericile astea? Care predicator e mai, ne place, nouă românilor ne place să fim și biciuiți puțin, pentru că asta e care zice cel mai bine. Nu. Care are dreptate? Care, -are, de, care are mai puține dreptate? Care are mai multe dreptate? Și chemarea noastră este să acoperim. Nu păcatul, ci slăbiciunile. Pentru că suntem doar oameni. În comunitățile noastre, în loc să iubim maxim, judecăm maxim. Ne măsurăm cu ruleta, exact cum se măsurau fariseii. Intră sau nu intră? Că dacă nu intră, nu ne trebuie afară. De ce nu se întâmplă ceea ce am vorbit până acum, evanghelizarea asta la o scară mai largă? De ce sălile noastre nu sunt pline? De ce nu experimentăm o trezire în fiecare săptămână? Să vă spun de ce. Pentru că nu respectăm ordinea de care am vorbit la început. Când ați auzit despre OICAS sau despre sfera noastră, sfera noastră de influență? V-ați gândit la oamenii din jurul vostru care ar trebui transformați, nu-i așa? Când am vorbit noi, v-ați gândit la vecinul ăla care mai fumează, la vecina aia care nu-i cum trebuie, la fiul care... nu, La asta, la, la asta v-ați gândit. Oameni care trebuie transformați. Ai gândit sfera. Te-ai gândit cum ai putea să îl atragi într-o discuție, să creezi o comunitate și să-i dai valoare. Dar noi greșim adesea. Și facem procesul ăsta, cum spuneam, pe invers. Avem prieteni, avem neamuri care au nevoie de Dumnezeu. Și noi ne rugăm ca Dumnezeu întâi să-i transforme, să-i schimbe Dumnezeu și apoi noi să avem părtășie cu ei. Nu-i așa? asta ne rugăm. Noi asta ne dorim. Pentru că nu ne prea place de ei așa. Asta e realitatea. Nu ne prea place de ei așa. La mine le spun des ăstora. Le spun, auziți, îmi place mult mai mult de voi acum decât prima oară când ați venit la biserică. Îmi place mult mai mult de voi acum. Da? Dar eu vă întreb pe voi. Dacă atunci când voi erați păcătoși, nu se oprea cineva în dreptul vostru și nu vă iubea așa cum erați, mai erați acum în biserică? Și dragostea lui Dumnezeu s-a arătat prin faptul că pe când noi eram cum? Bărberiți? Aranjați cu costume pe noi? Când miroseam bine? Nu, pe când eram noi păcătoși. Hristos a murit pentru noi, binecuvântat să fie numele Său. Am un cuplu de oameni în vârstă care au început să vină la biserică din 2019, pe când ne întâlneam la teatru. Au intrat acolo că i-a trimis cineva, au zis, băi, să întâlnesc niște pocăiți în teatru acolo. De ce să vă și voi acolo? Că au căutat pe la ortodox pe Dumnezeu, n-au găsit, ei provenind din ortodox și amândoi. Și primul lucru, ne-au povestit după, când au intrat acolo, noi aveam pe atunci la întâmpinare deja băiatul ăsta este prezbiter acum, da, era un, un tânăr atunci, i-a întâmpinat așa cu un zâmbet și a zis, bine ați venit, cu ce pot să vă ajut? Vreți să beți un par de apă? Și ei s-au șocat, efectiv s-au șocat și din momentul ăla până s-au botezat au trecut patru ani de zile oameni buni. Păi dați seama, patru ani de zile să vii la biserică. Și să continui să vii la biserică și au spus de ce. De ce? Pentru că am fost acceptați și nu ni s-a spus niciodată nimic că facem, că nu facem. Că au fost iubiți și acceptați timp de patru ani de zile. Anul ăsta, la început, i-am botezat pe amândoi. Și în mărturia care au scris, sau au zis, suntem în apa botezului datorită lui Isus Hristos, Domnul nostru, și datorită faptului că biserica, comunitatea ne-a iubit așa cum eram. Sigur că i-am trimis să se căsătorească, că nu erau. Nu i-am primit chiar așa, Sigur că au trebuit să treacă printr-un proces de sfințire, dar i-am iubit așa cum i-a iubit Dumnezeu. Așa cum erau ei. E foarte important să iubim așa cum iubește Dumnezeu. Asta este calea superioară despre care vorbea Pavel. Noi am vrea să-i schimbe Domnul întâi. Să-i aducem în biserică, să țipe predicatorul la ei, prorocul să le dea tainele inimii pe față, nu? Și după ce se frezează, să lasă de fumat, de băut, după aia intră în Sfânta Sfintelor, adică în noastră. Îi primim în casele împărat, atunci nu, nu ne interesează. Pe când ceea ce vedem în Evanghelie este exact invers. Hristos le-a făcut bine și i-a iubit. Și a fost condamnat pentru că se asocia cu vame și cu păcătoșii. Știți foarte bine. De la tânărul bogat până la mulțimile care mureau de foame, pe toți i-a iubit. Nu a făcut nicio minune fără să iubească. De altfel, vă spun un adevăr și mai mare, biserica nu are nicio putere în afara puterii dragostei. Nicio putere. Dacă în biserică puterea nu este puterea dragostei, Biserica devine, dacă nu are puterea asta dragoste, biserica devine un club, devine un club social, o adunare denominațională care nu are niciun fel de putere. Tăgăduirea puterii înseamnă de fapt tăgăduirea dragostei oameni buni. Pentru că asta este chemarea pe care ne-o face nouă Dumnezeu. Biserica ori iubește și transformă societatea, ori devine o grupare ciudată de oameni care se închină într-un anumit fel, oameni care critică și urăsc pe cei care nu sunt ca ei. Ceea ce n-a terminat de citit fratele din pilda nunții fiului de împărat este faptul că Dumnezeu stăpânul, cel care face invitația, nu s-au oprit la prima invitație. Primii invitați au fost evrei, nu e așa? Hai veniți la masa mielului. Veniți, totul este gata, nu mai să veniți. Unul avea un business și a luat o doua acasă, altul avea o celebrare în familie, toți erau foarte ocupați. Și atenție, stăpânul nu spune, facem cu trei oameni. Toate locurile trebuie umplute. Ce facem, Doamne? Ieșiți la răscruce, pe drumuri afară și chemați -i pe toți care îi găsiți acolo. Cine erau la răscruci în Israel pe vremea aceea? Cerșetorii, ciungii, orbii, oamenii fără ajutor, oamenii care nu aveau un nume. Pavel zice ulterior dintre voi, nu prea le aveți cu numele și cu facultățile, sunteți cam slăbuți. Nu? Ăștia v-au ales Dumnezeu, dați slavă Domnului. Oameni buni, Asta este chemarea bisericii. Cumva, cumva umblăm după nume și după oameni importanți. La început vorbeam cu soția, am plantat biserica în 2016, prin 2018, 2019, ne uitam în biserică. Deci, mă, dar unde sunt dezvoltatorii? Că nu prea sunt dezvoltatorii. Dezvoltatorii românia sunt oamenii cu bani, ca să înțelegeți. Acolo nu au case de bătrâni, acolo fac blocuri. Pentru tineri. Și zic, avem numai ciungi, orbi, de ăștia mai... Și am zis, dragă, asta este chemarea pe care o face Dumnezeu, ca să spun ceva, înaintea lui Dumnezeu, un suflet are aceeași valoare. Toți oamenii sunt egali, nu contează ce ai făcut în viață, cum Dumnezeu vrea să salveze, pentru că la masa Domnului nu va fi niciun loc liber. Niciun loc liber. Și vreau să vă spun ceva. Mandatul l-ați primit voi. Dumnezeu n-are pe alții. Cumva, cumva așteptăm tot să vină în teritoriile. Suntem ca românii după război, tot să vină americani. Dar n au mai venit. E 2023 și tot nu au venit. Și acum le trebuie viză să vină aici. Și sunt umiliți pe la ambasadă. N au, vin americanii. Să stea liniștiți românii. Nu vine nimeni. Noi la fel credem cu evangelizarea, o să vină cineva, mamă și cum o să vină ăla, o să se umple băncile. Biserica se mulțea cu ajutorul, cu ajutorul cui? Duhului Sfânt. Cum? I-a ducea Duhul Sfânt de pe stradă, de obrechi, așa, hai, treci mână-untru, mă, mă, treci mână-untru. Nu, nu, cu ajutorul Duhului Sfânt înseamnă că Duhul Sfânt este cel care dă daruri cui? Am citit. Oamenilor. Darurile alea sunt recunoscute. Predicatorul și învățătorul predică și învață. Prorocul nu predică, prorocește. Cântărețul nu în comitet, cântă. Cârmuitorul nu e la anvon, ci în bord, în comitete, sunt oameni care au mintea și pot să facă lucruri administrative. Înțelegeți ce spun? Și evanghelistul este cel care strigă, este vocea din pustie. Fiecare trebuie să-și facă treaba în sfera lui de influență. În clipa când se întâmplă asta, Duhul Sfânt lucrează și oamenii se pocăiesc. Să vă spun ceva. Cred din toată inima că nu există biserică în lumea asta. Biserică în care Hristos este înălțat, în care Hristos este Domn, care să nu aibă toate darurile astea. Ascultați-mă bine ce vă spun. Pentru că fiecare biserică este mireasa lui Hristos. Ne uităm cumva cu jind la alea mari și au de toate. Și noi avem de toate. Trebuie numai să ne iubim unii pe alții. Trebuie să ne iertăm unii pe alții. Trebuie să ne cerem iertare unii la alții. Trebuie să ne mărturisim păcatele unii altora. Nu? Unii altora, tot timpul unii altora. Salvarea nu va veni de la un om mare, salvarea vine prin noi, de la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dacă e ceva ce vreau să înțelegem în seara asta, calea ne -a spus mai bună este calea dragostei. În 2016, abia ajunsesem acolo, mă luptam cu a, plantarea bisericii. A, a, pentru că închiriasem o sală într-un teatru, trebuia să venim să punem scule, era foarte, toate lucrurile acolo, boxele, mă rog. Era, era o muncă majoră. Cel mai greu sunt primii doi ani din plantarea unei biserici. După cinci ani poți să spui că ai ieșit din, din pădure puțin, dar sunt complicați. Am primit o vizită de la conducerea bisericii de unde, unde fusesem, de la Happy Valley și mi-au spus, uite, la 50 de minute de tine este o biserică pe care noi am construit o comunitate în localitatea Negrești, Vaslui, au rămas fără păstor. Mai mult decât atât, o bună bucată din ei s-au dus cu el și au făcut o altă biserică. Oamenii ăștia se prăpădesc, n-are cine să-i păstorească. Deci știm că prioritatea ta este Rema în Iași, dar n-ai putea, pentru că aveți o singură slujbă, n-ai putea dimineața să mergi la ei acolo, să încerci măcar să-i scoți din, și am zis, bă, da, pentru că știam comunitatea, misionasem uh, când eram în America, acolo des, am zis că mă duc. Și m-am dus, cumva am preluat și biserica aia, dimineața conduceam până acolo, mă întorceam înapoi și după amiaza uh, predicam la Rema. Mi-am dat seama de rănile care sunt în comunitatea aia. Trebuie să stau de vorbă cu fiecare. Și chiar dacă nu, îi vedeam pe fețele lor, erau niște oameni răniți, niște oameni la care o a căror biserică s-a rupt, răpăstor, păstor, niște oameni care erau gata să cedeze. Și mă așa, am zis, Doamne, ce să... ce să fac? Și îndemnul pe care l-am primit este predică despre dragoste, despre iertare, despre mărturisire. Cinci ani numai despre asta am vorbit. În fiecare duminică. Frații știau deja despre ce o să vorbească păstorul. Nu am vorbit din același capitol, evident, sau din același verset, dar întotdeauna terminam cu asta, oameni buni. Dacă nu ne iubim unii pe alții, nu avem cum să ajungem acolo unde trebuie. Și le spuneam des, băi, oameni buni, mai devreme sau mai târziu, toți ajungem în același loc. Voi înțelegeți? Pentru că dacă crezi că Isus este Domnul și îl slujești, ajunge acolo. Ce credeți că o să facem acolo? O să trăim pe străzi diferite? O să locuim și o să ne evităm pe străzi pentru că ăla era de la biserica aia, ăla de la biserica aia, la altă, ăla e prieten, ăla nu a fost prieten, al... nu, 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 nu. De aici trebuie să ne iubim unii pe alții. Trebuie să ne acceptăm. Trebuie să ne iubim. Trebuie să ne acceptăm. Trebuie să ne iubim. Este o cale mai bună. Degeaba mergi până la marginile pământului sau poți să fii în downtown cu portavocea și să strigi sus, vine în curând, pocăiește-te, dacă tu nu poți să stai în bancă cu cineva de la biserică și leviți. Degeaba. Degeaba, lucrarea ta este zero. Ascultă-mă bine ce spun. Lucrarea ta este zero, nici măcar nu este primită. Evanghelizarea începe de aici, din bancă. Când poți să te întorci către cel de lângă tine și să-i spun frate, te iubesc. Îmi pare rău. Poate că ți-am făcut ce ți-am făcut, vreau să mă mărturisesc, hai să ne rugăm și să mergem înainte. După cinci ani, după ce am predicat asta, Dumnezeu a vindecat comunitatea asta. Au început să vină, oameni, să se pocăiască oameni. Și acum este o comunitate frumoasă, deosebită, am și predat-o, nu mă mai ocup de ei. Dar am văzut cum se vindecă o comunitate. O comunitate se vindecă numai prin dragoste. Cum spunea Duminică, prin mărturisire. Fără mărturisire nu se poate. Nu există. Ceea ce ne spune Pavel asta, aici, astăzi, fiecare dintre noi, este că Sigur, putem să folosim carismele, putem să folosim înțelepciunea umană, putem să facem o mulțime, să mergem la seminarii, să facem o mulțime de lucruri. Toate sunt bune, dar nu toate sunt așa de eficiente. Pavel spune, este o cale nespus mai bună. Hiperbolă. Cu mult superior. Și aia este dragoste. Dacă am, dau toți banii, sunt nimic dacă n-am dragoste. Dacă predic asporgen, fără dragoste sunt nimic. Dacă mă duc misionar și, și, și sacrific tot, și sănătate, și familie, și tot, și n-am dragoste, n-am făcut nimic. N-am făcut nimic. Oameni buni, nu mai așteptați să-i spele Dumnezeu și să-i aducă în biserică. Mergeți și iubiți acolo unde sunt. Și atunci ei vor veni și Dumnezeu îi va curăța prin harul Lui. Nu vă doriți numai sfinți depuși pe icoane. Numai oameni extraordinari să fie aici în biserică. Pentru că ratați marea chemare a lui Dumnezeu, ieși la răspântii și cheamă pe fiecare șchiop, fiecare orb, care vrea să vină, adună înăuntru. Pentru că Hristos a murit pentru oricine. Binecuvântat să fie numele său. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Fără dragoste, suntem nimic. Darurile spirituale nu funcționează decât în dragoste. Pavel spunea, tot ce faceți să fie făcut cu dragoste. Asta este calea cea mai bună, de fapt, să vă spun ceva. Este singura cale. Este singura cale. Indiferent de vârsta ta, indiferent de temperamentul tău, dacă ești mai mellow sau dacă ești mai războinic, ascultă-mă bine. Singura cale este dragostea în seara aceasta, să venim înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și să spunem, Doamne, am crezut că știu, am crezut că pot și mi-am dat seama că sunt falimentar pentru că n-am reușit să iubesc pe cei din jurul meu cu dragostea cu care m-ai iubit Tu. Îi dau slavă lui Dumnezeu că pe atunci când eu nu puteam să mă uit în oglindă și nu dădeam doi bani pe mine pentru că mă consideram fără nicio valoare, el, Hristos, a plecat și m-a ridicat. Și pentru că m-a ridicat și mi-a dat valoare când n-aveam nicio valoare, eu îl voi sluji până la sfârșitul vieții. Și tot ce voi face, voi face pentru gloria Lui. Și i-am promis că oricui și oricine mă va răni, mă va hăitui, mă va vorbi de rău, pe oricine îl voi ierta și îl voi iubi. Pentru că asta a făcut Dumnezeu cu mine. În seara asta, dragii mei, în rugăciunea aceasta, să-i cerem lui Dumnezeu harul ca să avem inima lui Dumnezeu. Pentru că în inima lui Dumnezeu încap toți oamenii. Amin? Așa să ne rugăm pentru noi, pentru inima noastră, pentru lumina, luminarea noastră, încât rugăciunea aceasta... Dumnezeu să o transforme în, în puternicire pentru evangelizare. Atunci când stai lângă om și îi dai valoare, îl înțelegi, îl ajuți, omul te va asculta și omul va lua sfatul tău. Atunci când vei construi comunitate intenționată cu cei din jurul tău, Dumnezeu îți va da har și vei fi cel care vei duce lumina mai departe. Atunci când vei arăta cine ești cu adevărat și vei spune luptele prin care treci, și atunci când vei iubi pe om așa cum este el, știind că Dumnezeu te-a iubit și pe tine așa cum erai atunci, Dumnezeu va face lucrări mari cu fiecare dintre noi, dacă vom crede și vom aplica aceste principii scripturale. Să ne rugăm și Dumnezeu să ne binecuvinteze.